astăzi iar, la telejurnal, astăzi iar, la telejurnal, astăzi iar, la telejurnal, astăzi iar, la telejurnal. Doamnelor și domnilor, sub deviza "Fără comedie, viața e pustiu", Mădălina la Grecu și Darius Escu vă prezintă știrile în alb și negru. Bun găsit, doamnelor, domnilor și blondelor! Deschidem jurnalul cu un divorț în stil dâmbovițean. După cum știți, Victor Ponta și Crin Antonescu s-au separat, cel puțin din două motive. PSD-iștii spun că Antonescu l-ar fi înșelat pe Ponta cu Băsescu, în timp ce liberalii bat cu lingurile în castroane că Ponta ar fi trecut pe numele colegilor social-democrați bunuri ale guvernării, care, prin contractul prenupțial semnat odată cu înființarea USL, ar fi aparținut de drept oamenilor lui Antonescu. Mai multe televiziuni au încercat să explice conflictul Ponta-Crin. Nouă, ni s-au părut total imparțiali lătrăii Antenei 3, drept pentru care vă oferim un scurt fragment din emisiunea Sentința Zilei. Cu Michel Gâdea. Invitat Crin Adormescu. Domnule Adormescu, vă simțiți bine? Bine, puțin ca în somn, însă am gustat o cafea amară după demisia din Senat. Așa că sper să mă țină până să termină talk show-ul dumneavoastră, mai ales că mie îmi place să adorm pe poveștile din gura presei. Vreau să rezist până colegul dumneavoastră, Mircea Badea, va face din nou spume la gură. Nu-i așa că are o emisiune spumoasă? Credeți că merge cu ironiile astea ieftinuțe? Spuneți-ne și nouă, domnule Adormescu, ce s-a întâmplat între dumneavoastră și domnul Ponta? V-a tras perna de sub cap și v-ați lovit de pupitru în plen? Mi se pare mie sau suntem la o emisiune de umor? Exact! Sunteți la știrile în alb și negru. Mi se pare mie sau sunteți cam palid? V-ați intoxicat cumva de băsism? Tu vorbești de intoxicare, stimabile. Întrebarea e dacă mai sunteți sau nu președintele PNL? Asta e întrebare grea, domnule Michel. Pot să sun un prieten? Alo? Traiane, eu ce dracu mai stau cu mamă? Cum mă nu știi? Păi nu ți-aduce aminte ce am stabilit aseară? Nici el nu s-a trezit. Sunt și nu sunt, domnule Michel. Știu și eu, poate întrebăm publicul. Îl întrebăm, dar mai prin noiembrie, la prezidențiale. Îmi pare rău, dar nu pot să vă încurc în noiembrie. Atunci se face seară de cuzor și eu voi fi la somn când publicul va fi la urne. Credeți că merge cu ironiile astea ieftinuțe? Ce ironii, Michele? Că eu vorbesc serios. Dacă te interesează de alegerile prezidențiale, treabă-l pe Tăricianu. Vă năpustiți asupra mea. Îmi stricați somnul. Voi care lucrați în armata de propagandă pesedistă. Cum vă permiteți? Vorbiți fix ca Traian Băsescu. Nu pot să vă las să scuipați dumneavoastră unde ling eu. România, te halesc. Știri din țara nimănui. 150 de familii din Craiova plătesc de 3 ani factura la întreținere unui fals administrator. În paralel, în cartier există și un administrator adevărat, dar oamenii nu pot fi convinși să meargă la el, deoarece are tarife mai mari. Vezi, mă, că dincolo era mai ieftin. Halatul. Cât e halatul? Potrivit unui studiu efectuat de GFK România, în 2013 au crescut cu 7% vânzările de bunuri cu folosință îndelungată. Cum ar fi? Năvestele la țigan mâncățăș. Cu lumea în cap. Știri din țări civilizate.
Ambasadorul Ungariei în România a declarat că ar trebui să înceapă lucrările la drumul expres Nirgheazu-Satu Mare-Baia Mare, pentru că în partea maghiară autostrada a ajuns aproape de graniță. Știi ce au răspuns autoritățile române? Pe aici nu se trece. Nu sunt un supererou și nu vreau să devin un mit. Idealizarea mă jignește. Acesta a fost mesajul modest, dar ferm, al Papei Francisc într-un interviu acordat presei italiene. Că dacă aude prea fericitul, precis îl afurisește. Spune cu ce ai greșit, ce ai pe suflet. Dar mai repede că mai așteaptă și alți păcătoși. Să mulți păcătoși de când cu primăvara asta. Eu nu am greșit cum crezi dumneata, părinte. Eu nu greșesc așa. Am găsit un portofel cu bani. Și m-am gândit ce să fac, să caut păgubașul, să-l dau, să-l dau. L-am adus aici, la mănăstire. Portofel cu bani? Cu ce sumă? 500 de lei. 200 am cheltuit, iar restul am adus Sfinției voastre. A, și mai ai 300. Bine, bine, lasă-i la mine. Lasă-i la mine. Din lumea celor care nu cuvântă. Știri sportive. Greii fotbalului românesc au intrat în cantonament la Rahova, Craiova și Poarta Albă pentru un total de 35 de ani de închisoare. N-aș vrea să fiu în shortul lui Gică Popescu. Îți dai seama ce simte bietul de el? Din capitan la Barcelona să ajungi junior la Rahova. Uite, vezi? De-aia le place oamenilor fotbalul. Sportul în general. E plin de răsturnări de situație. Mă întreb, Meme Stoica și-o fi pus și Alifie în poșetă? Că dacă îl prind la dus suporterii Rapidului, majoritar la Rahova, vai steaua lui! Colegii de celulă spun despre Copos că în somn pronunță într-una numele lui Mircea Lucescu. Bine, și a mamei antrenorului de la Șahtior, însă nu se pot reproduce cuvintele. Ce ar avea Copos cu Lucescu? Păi nu Lucescu l-a făcut să calce în fotbalul mare? Puh, și ce a mai călcat? Se spune că același George Copos a cerut să stea cu cât mai mulți deținuți în celulă. De ce? Ci că știe el că așa va plăti mai puțin la întreținere. În niciun caz. La întreținere vom plăti noi, contribuabilii. De altfel, acesta ar fi și motivul pentru care PSD n-a renunțat la promovarea unei legi a grațierii. Situație în care Gigi Becali ar fi eliberat. Păi și cu verii lui cum rămâne? Parcă-l și aud pe Giovanni. Bine, bă, Gigi, noi am făcut atâtea eforturi să fim alături de tine și tu ne lași baltă? Noi cu cine rămânem? Cu Shakira. Politichia de mărgăritar. Știri de care ne este rușine. Noul ministru al culturii, Kelemen Hunor, a fost întrebat de parlamentarii care l-au audiat când este sărbătorită Ziua Culturii Naționale și Ziua Limbii Române. Și ce a răspuns? Nem to dam. Da, chiar așa, când se țin sărbătorile astea? Vai, Medelin drage, pe 15 ianuarie și 31 august. În fine... Până la urmă, ce a răspuns Kelemen Hunor? Aflu eu care sunt zilele astea și o să le înlocuiesc cu zile moghere. Și să vedem atunci câtă cultură aveți. La aceleași audieri, Ioana Petrescu, desemnată pentru portofoliul de la finanțe, nu a știut nici măcar cât costă o pâine. Mi se pare normal. La ce evaziune fiscală e în industria panificației, e greu să știi cât costă cu adevărat o pâine. Și în plus, oricum a declarat că banii ține măsa. Președintele PNCCD Argeș, Gheorghe Dinescu, a lansat pe Facebook următorul îndemn. Ah.
Acu sincer, tu l-ai vota? Exact pe acest subiect, Răzvan și atât a intrat în gura lumii. Să-l urmărim. Președintele PNCC de Argeș, domnul Gheorghe Dinescu, a postat pe Facebook un îndemn. Nu mai votați tâmpiți. Dumneavoastră l-ați votat? Cum adică să... Ce înțelege prin tâmpiți? Ce tâmpiți? Adică cine e tâmpiți? Păi cine a zis treaba asta? Păi ăsta a zis Dinescu. Nu știu cine este. În momentul în care postez așa ceva pe Facebook, nu mi se pare a fi un om care ar trebui votat. Tu l-ai votat? Normal ar fi să nu votăm tâmpiți, da. Pe cine să votez? Pe dânsu. Păi eu votez pe cine cunosc, că e tâmpit, că nu e... Eu nu votez tâmpiți, votez un om care îl cunosc. N-am auzit de el până acum. Nu, n-aș vota. Păi n-aș vota. Dar dumneavoastră pe cine ați votat? Acum pe nimeni. Acum pe nimeni. Și pe cine ați votat dumneavoastră? Asta e votul meu. Pe cine? Pe Gigi Dinescu? Mai votați tâmpiți? Dom'le, nu știu dacă se încadrează în categoria aia. Sincer, nu cred. Cine merită, dom'le, pe aia votăm? Oameni ca lumea, oameni, te uiți de sus până jos. E un băiat serios, eu așa-l cunosc, mai ales că e președintele unui partid istoric. Eu aș merita? Da, da, da. Ai merita. Păi văd că ești tuns frumos, ești barbierii frumos, te port frumos. A fost pentru dumneavoastră în gura lumii reporter special pentru știrile în alb și negru, Răzvan, și atât. Show pe ei. Știri mondene. Lavinia Pârva, iubita lui Ștefan Bănică Junior, are probleme de sănătate. Face atacuri de panică și simte că se sufocă. Ștefan o însoțește pe brunetă la doctor și se interesează de cele mai bune tratamente. Și ce tratament i-au recomandat medicii? Să stea cât mai departe de Ștefan. Vorba de caracterul omului, mă, că nu se schimbă asta. Asta e. Tu, n-avem de unde să știm, dar tu ce crezi? Un om care lovește o femeie, crezi că nu lovește și pe a doua? Și pe a treia? Presa mondenă sugerează faptul că, prin intrarea Elenei Udrea în partidul Mișcarea Populară, acesta s-a transformat dintr-un partid de buzunar într-unul de poșetă. Îți bați joc de Elena Udrea? Cine, eu? Poate Băsescu. Thinking about my $50, all I had to survive in Harlem. I was like, what's the point of? Fuck you. Doamnelor și domnilor, urmează vremea și vremurile. Cu Blonda de la Meteo. Bun găsit! Sunt Blonda de la Meteo. Cea mai măsură să vă prezinte vremea și vremurile. Vremuri grele pentru 8 grei ai fotbalului românesc trecuți la regim de detenție de către instanța de judecată. A plouat cu condamnări pentru Meme, Lordul Jean, Cristi, George, Gigi, Gică, Victor și Giovanni. Cum viața e ca un bazin hidrografic, adică își urmează cursul, abia intras pe poarta albă, frații Becali s-au cerut deja la muncă. Victor și Giovanni au anunțat că au semnat contracte de impresariat cu deținuții. Absolut toți au optat pentru un transfer în afară. Pe semne că ploaia de săptămâna trecută a făcut să încolțească în mintea noului guvern idei îndrăznețe. Bunăstare prin impozit diferențiat, reducere CAS, TVA de 9% la produsele alimentare de bază.
deja românilor le plouă în gură. Proteste în aversă săptămâna trecută în piața centrală din Mioveni, acolo unde sindicaliștii de la Dacia au cerut urgentarea construcției autostrăzii Pitești-Sibiu. Ministrul Șovaș a dat like pe Facebook susținând că autostrada se va face pe undeva prin 2020. Până atunci însă, muncitorii de la Dacia s-ar putea să-și caute locuri de muncă pe undeva prin Maroc. Auziți, domnul Șova, dar un trotuar pentru noi nu faceți? Instabilitatea atmosferică prin sudul și estul Europei. Guvernul din Kosovo a prezentat un proiect de lege care prevede înființarea unei armate pentru protejarea suveranității teritoriului. Decizia a stârnit uragan în Serbia. Mai mult, albanezii au anunțat că vor dona fraților kosovari toată tehnica de război. 4 arcuri, 3 săgeți și 2 prăștii. Nord din ce în ce mai amenințător dinspre Marea Neagră, acolo unde Parlamentul local din Crimea a cerut organizarea unui referendum pentru alipirea regiunii la Rusia. Inițiativa a pus pe jar diplomațiile din Polonia, Moldova și chiar România. Toată lumea se întreabă cu cine se va învecina Rusia. Păi, asta se știe de secole. Cu cine vrea ea? Până săptămâna viitoare, țineți minte, vremea e ca Rusia, de neînfrânt. Doamnelor și domnilor, ați urmărit știrile în alb și negru, realizate și prezentate de grupul de umor Idendo. Cel puțin până săptămâna viitoare, păstrați-vă cumpătul. Și simțul umorului. Cine a fost domina? La telejurnal, astăzi iar. La telejurnal, astăzi iar. La telejurnal, astăzi iar. La telejurnal.